La Brașov, în anul ăla, îl vedeam foarte adesea pe un tip care e cel mai mare nihilist care am cunoscut în viața mea. Îl chema Crăciunel. Crăciunel era brașovean și a făcut teologie ca studiu. Și, natural, nu voia să fie, că nu credea nimic, era un nihilist absolut. Și mi-a spus că hotărâse să, totuși să ia o parosie, mai știu ce, și să căsătoresc. Și o oră înainte de a merge la biserică, și-a dat seama că e o absurditate. Că nu vrea căsătorie, că nu crede nimic, mai știu ce, și a dispărut. Toată lumea era la biserică și l-a așteptat, el a dispărut. Și s-a ascuns o lună de zile. Și eu îl vedeam foarte des și la București, în cafenele, cum se legea, era prieten cu Țuțea. Și ăsta, realmente, este cel mai mare nihilist care am cunoscut în viața mea. În special, mi-aduc aminte de o discuție cu el, o noapte întreagă la Brașov. Și la 6 dimineața am despărțit și am avut impresia că totul ce se... împreună cu el, dar el în special, tot ce poate justifica existența, l-am distrus cu apă.